Dorim să îi salutăm și pe cei care ne urmăresc online. Ne bucurăm să fiți în această seară și dumneavoastră prezenți alături de noi la deschide sabatul la Brâncoveanu. Și dacă cele șase zile care au trecut au fost cu chin și trudă, pentru că din povestea aceea frumoasă în care Adam și Eva împreună cu Isus se plimbau, acea poveste a fost întreruptă și au urmat acele șase zile prin care ne câștigăm cu chin, cu trudă pâinea, însă a șaptea zi ne-a fost dăruită de Dumnezeu ca loc de întâlnire și ca zi de odihnă în care să ne putem reface, dar cel mai important să ne întâlnim cu El. Ne bucurăm că în această seară avem și oaspeți în Biserica Brâncoveanu, care au venit probabil în mod special să deschide sabatul cu noi. Vrem să le spunem bine ați venit, ne bucurăm de prezența dumneavoastră și aș dori ca membrii Bisericii Brâncoveanu să-i salute chiar acum, să se salute între ei pentru a crea într-adevăr o atmosferă de sărbătoare, o atmosferă familială, de casă, așa cum trebuie să fie orice deschidere de sabat. Așadar, haideți să ne salutăm unii pe ceilalți pentru sărbătoarea care urmează. Acest gest de cunoaștere l-am mai făcut în urmă cu ceva timp și cred că este bine atunci când atmosfera se destindă puțin, oamenii, iată că se pare că pe zâmbetul oamenilor a, a venit atunci când. Oamenii se cunosc, dau mâna, zâmbetul apare și el pe buzele noastre. Văd din modul în care dumneavoastră vă salutați lipsa protocolarului, dacă săptămâna trebuie să spunem bună ziua, bine ați venit, salutăm, salutăm și noi. Nu este nici aici o urmă de prefăcătorie sau de ipocrizie, dar aici lucrurile sunt diferite pentru că atmosfera este cu totul specială. Și cel mai important în sabat este că, indiferent de statutul pe care îl avem, îl avem. Indiferent de poziția pe care o ocupăm în societate sau în mod pro sau profesional, aici suntem toți egali. Aici suntem toți egali, frați în Domnul Hristos și asta este una dintre mari, unul dintre marile beneficii ale închinării noastre în sabat. Uh, avem câțiva oaspeți importanți în seara aceasta, pe care o să-i salutăm. Așa că, în continuare, aș vrea să-l salutăm pe Florin Răduț, uh, directorul Departamentului de Tineret din Conferința Moldova, care are un mesaj pentru noi, din cei de la Pregovernment, din Conferința Ultenia, un mesaj special pentru noi în această seară. Să-l urmărim. Dragii mei, prin deschiderea sabatului se face un anunț public că urmează un timp special. Benjamin Franklin spunea: Nu risipiți timpul, pentru că de el se compune viața. Astăzi, prin deschiderea oficială a zilei de odihnă, ne propune să nu risipim cele 86.400 de secunde puse la dispoziție pentru această zi specială. Sabatul poate fi numit și Regina Săptămânii, iar sosirea lui presupune întâlnirea cu o persoană regală. Dumnezeu să binecuvânteze biserica de la Brâncoveanu că s-a gândit să marcheze într-un mod cu totul special deschiderea zilei de închinare. Cerul să aducă în tuturor bucurie prin această sărbătoare care reprezintă un sanctuar în timp și care promovează întâlnirea cu Creatorul. Invit părinții să-și facă un obicei de a marca începutul sabatului împreună cu copiii lor, căci astfel se vor realiza cele mai frumoase amintiri pentru albumul spiritual al familiei. Putem spune că sabatul se aseamănă cu mâine unei mame gata să îmbrățișeze copilul obosit. Tinerilor reamintește, spunea scriitorul Oscar Wilde, despre noi oamenii. Toți suntem în șanț, dar unii dintre noi privesc spre stele. Prin participarea la deschiderea sabatului, avem cu toții ocazia să privim spre cer, pentru a descoperi lumina vieții din perspectiva divină. Vă doresc tuturor sabat frumos și binecuvântarea cerului. Mulțumim foarte frumos, sunt foarte inspirați invitații noștri și faptul că îi prindem din toate, din toate zonele, din toate districtele României, faptul că interacționăm pe această cale cu frații noștri de credință care au anumite responsabilități, cred că ne dă și nouă o simțire și un simțământ aparte. În urmă cu o jumătate, aproximativ 50 de minute, m-am întâlnit într-un mod special cu o cunoștință de-a mea, foarte, foarte veche, care mi-a zis, Adi, dacă te duci în seara asta, adică așa mi-a dat de înțeles, mi-a dat de înțeles că dacă mă duc în seara asta la biserică, să vă pun întrebarea asta. Mi-a zis așa, este cineva dintre voi în suferință? A zis să vă întreb așa, dacă este cineva dintre voi în suferință? Și mi-a zis după aia ce să fac, dar aș vrea totuși să pun întrebarea, că mi-ar fi rușine să, să nu o pun, știți? Am simțit că trebuie să pun întrebarea asta. Și m-a întrebat, știți cine este? Este fratele Iacob. Îl știți pe fratele Iacob? L-ați văzut? Nu l-ați văzut. E, poate să-l invităm odată la deschiderea sabatului în veșnicii, că pe pământ nu se poate. El a trăit în primul secol și așa zice, este oare cineva în suferință să se roage? E, și m-a zis, Adi, te rog, mai întreabă-i totuși ceva. Dacă aveți inima bună, Uh, să-i pui să, să rogi să cânte cântări de laudă. Așa că uh, mă bănuiesc că ar fi un lucru frumos să facem ceea ce spunea Iacov. Nu știu cum va fi cu el la o deschidere de sabat, dar faptul că îi urmăm așa, îi urmăm aceste indicații, dacă vreți, cred că ne face bine. Întrebarea totuși este reală. Este cineva dintre voi în suferință în această seară? Sau este cineva dintre voi în suferință care n-a putut să deschide sabatul? Sau care se simte, se simte jenat și se simte, este stânjenit pentru că are o anumită suferință fizică sau de altă natură și nu poate să deschide sabatul, nu poate să colaboreze în mod direct? Este cineva dintre voi în seara aceasta care are o suferință? Pentru că vrem să ne rugăm. Pentru că voi toți sunteți sănătoși, cu siguranță că vom găsi pe internet persoane care poate au o suferință. Așa că în minutele care urmează, vrem să înălțăm rugăciune către cei care au o suferință, una nespusă, care au acolo ceva ce, ce atinge într-un mod dureros inima lor. Ceea ce nu le permite ca echilibrul vieții de familie, poate să nu fie unul normal. Și aia se numește o suferință. Așadar. Dacă cineva dintre dumneavoastră are o suferință așa cum o are scoica, faptul că dorește să îl urmeze pe Iisus Hristos, dar soțul se opune, dorește să vină la biserică, dar nu poate din cauza unor motive, totuși faptul că dorește să fie lângă Hristos, dorește să fie credincios sau dorește să păstreze sabatul, aceasta este o perlă. Dar în interiorul scoicii, perla zgârie, deranjează scoica. Așa, dragii mei, pentru toate aceste lucruri, Aș vrea să ne rugăm în această seară, după care să cântăm. Așadar, pentru motivele astea, îl invit pe Pastorul Bisericii să se roage împreună cu noi. Tată din ceruri, stăm înaintea ta în numele Domnului, cu încredere că tu ești pacea și mângâierea noastră. Amin îți mulțumim în numele Domnului Isus Hristos pentru că ne-ai dat șansa să beneficiem de acest izvor de har deschis care poate să fie mângâiere pentru fiecare dintre noi. Amen. Tată, câtă vreme suntem pe acest pământ, toți suferim în multe feluri și din acest motiv te rugăm să fii cu noi în suferință. Dar sunt momente în viață când suferința este accentuată, când ochii sunt soșați și nu se văd soluții, nu se vede cale de ieșire. Și uneori, chinurile sufletești sunt mari pentru că nu se știe care este viitorul. Tu ne-ai spus să ne încredem în tine. Și te rugăm de aceea să ne dai credință, să ajuți necredinței noastre și să faci, părinte, să avem credință puternică în tine și să avem experiențe deosebite cu tine. Gândurile noastre se îndreaptă către cei care au suferințe trupești astăzi, care sunt pe patul de spital, care suferă acasă, care au venit la biserică. Ducând suferința în trupul lor, în numele Domnului te rugăm, Părinte, dă-le mângâiere, dă-le alinare la suferință și mai mult decât toate, dă-le capacitatea să administreze bine această suferință, în așa fel încât să iasă prin harul tău mai puternici în credință. Și dacă este voia ta, vindecă le bolile. În numele Domnului te rugăm pentru cei care au răni sufletești. Unii poate le poartă cu ei din copilărie, alții poate le poartă cu ei mai recent. Unii poate că le-au primit rănile din, de la străini, alții din familie poate. În numele Domnului te rugăm pentru aceștia, Tată. Făi să înțeleagă că Domnul nostru Iisus Hristos a venit ca să vindece rănile, să lege rănile, să fie mângâiere și pace celor în suferință. Și mai ales a venit ca să ne ierte și să ne învețe să iertăm și să învățăm că în iertare este putere de vindecare. Te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos pentru cei care Suferă din cauza nereușitei în lupta cu păcatul, care au înfrângeri în viața spirituală. Să fie conștienți că, dacă suferă din cauza aceasta, Duhul Sfânt este cel care îi mișcă și care îi face să se îndrepte către Domnul nostru Isus Hristos, speranța iertării și vindecării. Te rugăm de asemenea, Părinte, pentru cei, credincioși care suferă din cauza nelegiurilor care se petrec în țară, care strigă la tine și te roagă ca să tempereze răul din jur, în așa fel încât toți cei care mai trebuie să te cunoască, să te poată cunoaște. Fă ca Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu noi, cu toți. Amin. În această lume a păcatului, suferința există. Fiecare dintre noi poate că avem o suferință. însă avem promisiunea că această povară a suferinței ne va fi luată, iar rugăciunea care a fost înălțată cu siguranță va aduce pace, va aduce liniște și pentru cei care suferă să nu uite că rugăciunea este ascultată. Și pentru că și rugăciunea, și cântecul ajută în suferință, vom cânta împreună imnul 191. Dor vă spune, bun găsit, că ruga mea s-a împlinit. Ne-am rugat acum câteva minute pentru cei care trec printr-o suferință și cu siguranță rugăciunea va fi ascultată. De aceea cred că sabatul aduce și această frumusețe în inimile noastre pentru că suferința, tristețea ne poate fi dată la o parte. Știți că în fiecare sabat, Primim mesaje, iar puțin mai devreme ați văzut mesajul pastorului Florin Răduț, directorul Departamentului de Tineret din conferința Oltenia, și vom avea și alte mesaje din partea Departamentului de Tineret. Iar acum îl vom asculta pe pastorul Doru Parascineț din conferința Transilvania de Nord, de asemenea, directorul Departamentului de Tineret. Și vom mai avea și un alt mesaj. Din partea directorului de tineret din Transilvania de Sud, este vorba despre pastorul Gelu Poenariu. Mă bucur să pot fi alături de voi, dragi tineri din Biserica Brâncovianu. Am înțeles că încercați o altă variantă de a deschide sabatul. Bineînțeles, principiul rămâne. Este principiul dedicării dumneavoastră, către Cel care este susținătorul și creatorul nostru. Vreau să vă spun într-un mod cât se poate de tineresc. Sabatul nu este robie, iar trecerea dintr-o zi, să zic laică, într-o zi care este sacră sau sfântă, reprezintă un moment de hotar important în viața fiecărui tânăr. De ce? Pentru că tinerii înțeleg ce înseamnă să fii responsabil, nu doar cu propria viață, și inclusiv cu teritoriul de timp și spațiu. Vă salut de aici de la Cluj și am încredere că veți avea parte de un sabat binecuvântat. Mă Salutări din Ardeal, adresate Bisericii Brâncoveanu, cu ocazia Sfintei Sărbători a Sabatului. Am două mesaje pe care doresc să vi le transmit. În primul rând, cred că doar dacă vom păstra și dacă vom reuși să transmitem din generație în generație valorile biblice, doar așa vom putea îndeplini tema de casă pe care Hristos a oferit-o fiecărui creștin de a face cunoscut numele Lui Dumnezeu pe tot pământul. În al doilea rând aș vrea să spun câteva cuvinte post din Brâncovean. Voi aveți responsabilitatea sfântă de a găsi soluții pentru a face această biserică relevantă pentru omul postmodern secularizat. Să aveți un sabat binecuvântat! Mulțumim frumos, mesaje cu adevărat dinamice, tinerești, venite de acolo, de unde ne așteptam să, ca ritmul să fie mai lent, ca așa credem noi despre frații noștri din Ardeal, să ne spună mesaje într-adevăr profunde, dar așa mai pe cu încetinitorul. Vă mulțumim frumos pentru că aveți dinamică în rostirea cuvintelor și în mod special și profunzime în, în, idei. E adevărat, ce ai post milenialii care există la noi în biserică, tinerii, oarecum își vor păstra, nu așa dacă aș vrea să, să folosesc o fol cum își va păstra tânărul curată cărarea? Cum poți să mai mergi astăzi curat prin lumea aceasta care este plină de confuzie? Probabil că singurul lucru este să te întorci la Cuvântul lui Dumnezeu, să-l studiezi, să-l citești bine ca să te mai poți orienta. Pentru că altfel este o confuzie care ne dezechilibrează pe fiecare dintre noi. Așadar, cititul Scripturii, Biblia este cea care ne mai păstrează un echilibru. Oare tinerii crezi că mai fac la fel sau cititul Bibliei este doar pentru veterani? Se spune că dacă tinerii se pregătesc atunci când sunt la această vârstă a tinereții, la maturitate vor înțelege. Iar studiul biblic, cu siguranță, ne va ajuta și pe noi, tinerii, și pe cei care sunt mai puțin tineri, să ne maturizăm și să înțelegem studiul biblic. În mesajul pe care pastorul din Transilvania de l-a prezentat, a vorbit despre responsabilitatea. Pe care tinerii o au în biserică, pentru că și de tineri va ține viitorul bisericii. Iar la biserica din Brâncoveanu avem tineri care sunt responsabili și studiază Biblia, și nu doar că studiază, dar și câștigă premii mergând la concursuri. Aici sunt uh, olimpicii noștri pentru că uh, ei aleargă foarte bine, încă probabil nu le-a tăiat nimeni calea, dacă ar fi iarăși să aduc uh, expresii din, din scriptură. Așa, haideți să vedem de ce nu le taie nimeni calea acestor olimpici care aleargă în prim viață cu gândul la scriptură. Vreau să vă prezentăm în seara aceasta 4, cinci tineri, trei fete și doi băieți care se îndeletnicesc, iarăși sunt termen al scripturii, să studieze Biblia. Îi invit, aici în, îi invit aici, în față. Haideți, ia să vedem. Bună seara, bine ați venit, pacea Domnului. Bine ați venit în Sabat, salutăm, salutăm, bine ați venit, pacea Domnului, pacea Domnului, sora. Haideți să vă punem așa în mijloc, dumneavoastră să-i vedeți, dumneavoastră știți, na, nu, e, haideți mai în mijloc, să nu stăm așa chiar, mai, mai, mai. Nu mai suntem mai bine poziționați, voi sunteți învățați. Haideți și voi! Sunteți învățați ca la programele de copii să stați toți într-un colț. E, uite că noi ne centrăm în această seară. Aceștia sunt o parte dintre aceștii tineri dintre responsabili. Ei. Lorena, Sara... Haideți, veniți, veniți toți cei care sunteți în sală. Haideți, poftiți, vă rog, vă rog. O parte dintre acești tineri pe care dumneavoastră îi vedeți în această seară se îndelednicesc cu studiul scripturii. Citesc scriptura și participă și la concursuri. Haideți să vedem ce se aude în partea aia despre concursuri tu și ești citituri prima. Bibliei. Uh. Care a fost cel mai recent uh, concurs de studiu Bibliei la care ai participat? A fost acum uh, două săptămâni la Olimpiada de Religie. Și cum a fost? Uh, destul de greu. De ce a fost greu? Destul de greu. Pentru că a fost și frumos, și chiar dacă a fost greu. Deși ce e frumos, e și greu. Da. <laughs> am participat cu toții la același concurs la Olimpia Drege. Ție cum ți s-a părut? Uh, nu chiar așa de greu, pentru că eu particip de mai mult timp și știam despre ce e vorba și m-am pregătit. Am participat și acum o lună, pentru prima oară, cu un pas drept, dar am ieșit din a doua. <laughs> ce frumos, cu un frumos, pas drept, foarte bravo, frumos. îmi place, da. <laughs> da, frumos. Felicitări părinților, bravo. Da, și eu mă bucur pentru, pentru prietenii mei care au participat la Olimpiada de religie, și trebuie să vă spun că unii dintre ei au participat pentru prima dată și au ajuns la faza națională. Și asta m-a bucurat foarte mult, pentru că știu că atunci când eu voi fi foarte mare și nu voi mai putea să particip, vor fi alții care vor veni din urmă și vor face ceea ce am făcut și eu, și mă bucur foarte mult pentru asta. Da, și eu am participat la Olimpiada. A fost pentru mine un, un moment important din viața mea, pentru că Olimpiada mi se pare un moment fabulos și am reușit să trec de prima fază, dar cu pași greu, dar din a doua am ieșurat. Foarte frumos, vedeți ce. Domne, încă o dată se știe. Cine citește, vorbește. vorbește frumos. Asta este un lucru. Cine citește, vorbește frumos. Cine nu citește, se uită la filme. Hai să vedem. La ce film te ai uitat săptămâna asta? Da niciunul. Eu, eu am glumit, normal că aici toată lumea citește. Spune, ce ai citit săptămâna asta, ai participat la Olimpiadă? Da. A, și cum a fost? Foarte frumos. Foarte frumos? Sunt întrebările complicate că mie mi-ar mi fi greu să mă duc acum la Olimpiadă, căci că te încurcă, îți dă tot felul de, de variante, cum a fost? Dacă citești, nu e greu. Cam viață și citești, cine știe, nu? Să vedem, tu, la tine cum a fost? Emoții păi... mari? Mm, nu prea. Nu prea. Vreau să te întreb ceva, se poate copia la Olimpiada de religie? Nu, că ne dă pe, pe grupe diferite și nu ne pune grupa 1 cu grupa 1, nu ne pune unii lângă alții am înțeles. Deci e clar că na, nu, nu prea merge, nu prea merge Hai să vedem și un băiat Și eu am participat la Olimpiada de religie și mi s-a părut frumos și o experiență unică Un mod de a-ți face prieteni noi și de a învăța cunoștințe biblice foarte frumos. Știți ce îmi place? Mie îmi place că ei citesc. Domnule, mie îmi place cum vorbesc. Deci, tinereștia, chiar vorbesc. măi, voi, chiar vorbiți frumos. Bravo! Bravo, bravo, bravo! Bravo și felicitării familiilor că îi îndemnați să meargă. Ei, acum hai să vedem. Ce bibliografie citiți voi? E ce fel de cărți? Dacă vrei să participi la Olimpiada de Religie, ce trebuie să citești? Mircea Iliade, Istoria Religiilor. Sau ce? Despre ce? ce? Ce, trebuie să înveți ca să participi la Olimpiada de Religie? Păi, noi am învățat din spiritul profetic și Marcu din Biblie. Deci din Biblie și din spiritul profetic de Elenoit, da? Tot așa? Da, tot așa. Și vă probați una pe cealaltă, dacă e bun răspunsul sau nu. Da? Ia să vedem, Nicola, cum e. Da, uh, am avut de citit din Marcu, Ioan și am avut de învățat psalmi și din spiritul profetic. Bravo. Edisa? Întrebările să mă aparțin? Nu am participat la concurs, o să pun întrebări acum și pentru că tu ai spus că a fost un concurs greu, dar frumos. aș vrea să îmi spui una dintre întrebările care ți s-au părut că ar fi grele, așa cum tu ai spus că Olimpiada de religie este grea, dar și frumos. Îți amintești? Nu. Bine, deci înseamnă că nu a fost nicio întrebare grea. Tu îți amintești? O întrebare grea? Um conform Evangheliei după Marcu, de câte ori a cântat, adică de câte ori a cântat cocoșul și de câte ori s-a lepădat Petru? Asta s-a părut cea mai dificilă întrebare. A, și cum e -a răspunsul? De... A cântat de trei ori și nu sau nu asta e stai? Nu asta e? Uh, cocoșul a cântat de două ori și el s-a lepădat de trei ori. De trei ori, vedeți? Ați văzut? Deci eu ziceam că de trei ori a cântat da, cocoșul, a fost, dar probabil am da, întrebare... da, Da, pentru tine a fost o întrebare complicată? Da? Înseamnă că nici la tine nu au fost. La, da, au fost câteva întrebări complicate. Vă dați seama că nu puteau să fie numai întrebări simple, pentru că altfel nu ar fi putut să ne departajeze. Și una dintre ele pe care mi-o amintesc foarte clar este aceasta. Atunci când s-a revărsat Duhul Sfânt în faptele apostolilor peste ucenici, care au fost neamurile care au fost prezente? Și răsp răspunsurile erau patru variante și ne deau acolo o înșiruire de nume și da, trebuie să o alegem pe cea corectă. După părerea mea, întrebările cele mai grele a fost din Spiritul Profetic. Nu-mi amintesc foarte bine, dar a fost cam vreo două întrebări din Spiritul Profetic, la care... La care ai răspuns bine. Deci ai răspuns precum cocoșul? Două întrebări, trei da. răspunsuri. Da. Ca să fie sigur. Da, se mai face și așa, știți, mai treci la un subiect. Mulțumim frumos. Acum vreau să vă întreb, este o curiozitate de-a mea. Cum te pregătești pentru Olimpiada de Religie? Săptămânal, cât? Cât aloci? Cât timp aloci pentru studiul Bibliei atunci când vrei să participi la Olimpiadă? Și nu numai, hai să vedem, cum faceți? Păi învățăm în fiecare zi. În mm, fiecare zi, foarte frumos, da? În fiecare seară câte o oră. În fiecare seară cât o oră? Aveți așa și sfătuitorii, tata, mama, nu, A, frumos. Ia să vedem, A, Nicola. A, eu și eu învăț în fiecare seară or, oră jumate. O oră jumate, da. Da, și eu învăț în fiecare seară. Țin minte că Rareș ne-a trimis că am făcut un grup de WhatsApp, niște întrebări, și eu le-am scos la serox și le-am repetat în fiecare seară oră. Da. repetiția um. este mama cui? Olimpiadelor, <laughs> <laughs> da. Eu mă pregătesc dimineața pentru Olimpiadă și în fiecare săptămână mă întâlnesc cu colegii mei online, cu prietenii mei de la Olimpiadă, de religie și învățăm împreună și este un lucru uh, foarte bun pentru că în felul acesta putem să ne încurajăm unii pe ceilalți și de asemenea mă mai pregătesc și împreună cu sorele mele. Eu mă pregătesc pentru o olimpiadă când vin de la școală pe la 6 -6 jumate. învăț câte oră, o oră jumate. Eu de obicei citesc dimineața un capitol din Biblie, din bibliografie și apoi după-amiaza când mă întorc de la școală o oră, cam așa. Și eu învăț tot dimineața, depinde de cât timp am de, de învățat. Da, un exemplu și pentru noi cei mari, a studia dimineața, seara câte o oră, o oră și jumătate, felicitări vă copii, felicitări și părinților Sunt și nea Dumnezeu să-i binecuvânteze. Sunt foarte neastămpărat în această seară, am multe întrebări, dar mi le retez așa, totuși una vreau să vă mai pun. Voi învățați pentru olimpiadă sau credeți că studiul cuvântului lui Dumnezeu, adică Biblia, vă ajută și în alte, în alte concursuri ale vieții? Adică voi studiați fix că trebuie să studiați pentru, pentru concurs sau studiind Biblia simțiți voi că acolo e ceva mai profund decât un concurs? Cine vrea să răspundă? David. Noi când studiem pentru Olimpiadă studiem și pentru noi, pentru o zi, pentru viața din fiecare zi. Când avem problemele cu prietenii ne putem împăca rapid și rezolva problemele foarte rapid. Când ne pune ceva în dificultate ne amintim din Biblie și putem rezolva foarte rapid. Este cineva dintre voi în dificultate? Ar fi zis Iacov. Să pună mâna să citească Biblia. Mulțumim frumos. Mai vrea cineva să răspundă? Ia. Este foarte plăcut că atunci când citești peste an aceeași parte din Biblie să descoperi că nu ai aflat încă totul și că mai ai încă multe lucruri de descoperit și da, mă ajută să citesc din Biblie și în viața reală. Viața. Mulțumim frumos. Uh, S-au spus aici lucruri foarte importante, frumos exprimate, bravo. A zis că ne ajută. Ascultați aici să o țineți mintea, asta eu o să o țin. Ne va ajuta și în viața reală. Mare diferență. Deci ne va ajuta și în viața reală. Copii, vă mulțumesc. Îmi pare rău că. Să zic așa, nu sunt și eu tatăl vostru, să zic. Na. <laughs> în sensul că sunt și eu așa, niște copii mulți care să se ducă la școală și să vorbească așa frumos și să. Da, e, e, e plăcut. Acum vreau să vă spun că puteți să mergeți la locurile voastre, iar noi, în continuare, vă mulțumim frumos. În continuare, aș vrea să vă mai. să vă mai spunem câteva lucruri interesante. Din ce mai fac tinerii prin București? Dacă spui asta, chiar ne putem bucura și ne putem mândri cu tinerii care fac parte din Biserica Adventistă, și mă duce gândul acum să spun Respiro. Iar asta poate însemna și relaxare și vorbim noi de multe ori că cele șase zile sunt stresante, sunt ocupate, nu sunt atât de bune, dar cea de-a șaptea zi ne aduce liniște, relaxare, ne aduce respirația pe care o primim în fiecare sabat, iar respiro poate aduce asta în viața tinerilor. Da. Să veți vedea în următorul material video că vă veți încurca de-a dreptul, pur și simplu. Veți vedea acolo o ceainărie, un fel de club în care tinerii adoră să se ducă cât mai noapte târziu să facă chestii, să bea, să, să se distreze. La ceainărie, la bar, în, în centru vechi. Ceea ce veți vedea în continuare vă va încurca definitiv. Urmăriți ce se întâmplă în această ceainărie și de-abia aștept să vedem ce e cu ea. Ceainăria Respiro. Vă rog să vă puneți întrebări. frumos cum petrec tinerii noștri într-o ceainărie. Ați duce absolut, v duce acolo? Adică unii dau din mâini, unii vorbesc, se uită unul la alții, mai nu știu ce programe fac, mai beau și cât un ceai, am văzut, nu știu ce asta. e asta. E acel timp de respiro în care tinerii chiar creează, în care tinerii se gândesc la proiecte și sunt responsabili pentru ceea ce fac. Respiro este un uh, proiect al Bisericii Adventiste de ziua 7 al Departamentului de Tineret uh, din zona Muntenia și pentru a afla mai multe informații despre ce se întâmplă la Departamentul de Tineret. În această seară este alături de noi pastorul Felix Mușta Mușat, este directorul uh, de departament de tineret din conferința Muntenia, fața Domnului și bine spunem, ați venit! îi spunem bine ați venit! Ați venit cu ceaiul și pe la noi? <laughs> <laughs> Acum nu. Vreau să ne, să ne dați câteva lămuriri ca să știm despre ce este vorba. Ceinăria este amplasată în București, undeva unde anume? Pe strada Doamnei, numărul 3, dacă ții mine e foarte minte. Da, minte. Da. Și e deschisă cu ce scop? Să bea oamenii ceai și să... Ce muzică e acolo, apropo? Cam ce, cine e DJ-ul? Cine pune muzica în ceinăria asta? E total diferit decât ce ar însemna pentru lumea obișnuită o ceainărie. Ce avem acolo este doar un proiect special, o alternativă sănătoasă de recreere pentru tineri. Și adventiști, dar și neadventiști. Avem serii culturale, multe dintre ele cumva pun la, provoacă mintea, creativitatea tinerilor. Avem serii de discuții profunde și spirituale, probleme existențiale pe care le dezbatem. Sunt serii creative, jocuri de societate, momente de cunoaștere între tineri adventiști și neadventiști, socializare în modul cel mai sănătos, dacă veți avea ocazia să treceți pe acolo, să vedeți despre ce e vorba, chiar ne-am bucurat are mult, nu este o limită de vârstă, iar un ceai poate să bea oricine acolo fără nicio problemă. Cât cost? E negociabil. Toate serviciile din ceainăria Respiro sunt gratuite. Dacă cineva vrea să susțină această asociație, poate face o mică donație, e un loc special acolo unde putem contribui. Știu că asociația Respiro organizează și tabere în acest an, în vara acestui an, va fi o astfel de tabără. Da, vom avea cel puțin două tabere anul acesta. Un proiect special făcut sub umbrela respiro al Departamentului de Tineret sunt seminarele în școli pentru copii neadventiști și profesori. Avem trainer respiro, cei ce merg acolo și susțin aceste seminare. Iar după această colaborare atingem undeva la peste 100 de școli la ora aceasta pe tot teritoriul conferinței Muntenia. Profesori și copii vor veni cu noi în tabără, într-o tabără organizată de noi ca biserică, Asociația Respiru. Vor petrece cu noi o săptămână. Vreau să vă spun că anul trecut, din toate cele vreo 12 tabere pe care le-am avut organizate, tabăra aceasta cu elevi din școli și cu profesori a fost una de o un altă calitate. Excepțională. Mulțumim frumos. Totuși, ce trag eu așa o concluzie, că de acolo tot pleci puțin îmbătat. Eu așa? fericire. Adică am văzut acolo fericire, lumină pe chipurile lor, am văzut idei care se dezbat, adică este și acolo un fel de atmosferă care surclasează cel puțin. Mai există o concurență pe genul ăsta? Din câte știm noi, nu. Nu în modul acesta. Mai sunt și alte asociații ce caută să ofere... Um lucruri calitative tinerilor, însă sunt și anumite combinații, plusuri și minusuri. Ceea ce observăm noi și vrem să se întâmple la Respiro este o îmbunătățire continuă, să transmitem doar valori, fără alte compromisuri. Mulțumim frumos! Așadar, tinerii dumneavoastră, puteți să-i trimiteți la Respiro, e foarte interesant ceea ce se întâmplă acolo. Pastorul Felix Mușat va fi cu noi tot sabatul, da? Și vom afla lucruri progresiv interesante. Așadar, ceea ce urmează în continuare este predica de sabat pe care o vom asculta împreună. Domnul să vă inspire! Mă a surprins în modul cel mai plăcut tot ce a fost până acum aici. Nu am decât cuvinte de felicitare pentru organizatori. Dacă vorbeam de respiro ca fiind o alternativă sănătoasă, creativă, diferită de tot ceea ce poate oferi lumea aceasta. Observ proiectul acesta interesant deschide Sabatul la Brâncoveanu, ca fiind o altă alternativă la închinare, cea mai sănătoasă. Ne dăm seama că având o generație tânără atât de provocatoare, cu atât de multe nu știu orientări noi, sănătoase, închinarea trebuia să fie adaptată. De ceva timp urmăresc, mai ales în mediul online, ceea ce se întâmplă vinerea seara la Comunitatea Brâncoveanu și îmi place tare mult. Îmi dau seama că închinarea noastră trebuie să cunoască noi culme ale creativității, ale frumosului, dar în același timp să răspundă și nevoii de, de fresh, de proaspăt pentru generația tânără. M-am tot gândit în seara aceasta, chiar despre lucrul acesta vreau să vorbesc, pentru că mi-am amintit de o perioadă a copilăriei mele în clasele 5-8 și vreau să spun lucrul acesta pentru că îmi dau seama că sunt tineri aici și probabil s-au lovit sau se vor mai lovi de astfel de situații. Pe lângă faptul că eram numit pocăitul, eram singur în clasă de o altă religie decât cea majoritară, am fost bombardat uneori cu întrebări legate de închinare. Voi da voi nu vă închinați, voi adventiști aveți o problemă, voi nu știți, voi nu respectați pe Dumnezeu. Și a trebuit să-mi explic la un moment dat crezul meu cum ne închinăm noi. Să explici în clasa 5-a, 6-a, 7-a cum te închini poate fi o mare provocare. Mai ales pentru că în acea perioadă nu erau probleme cu ora de religie în școli, nu era o problemă cu deschiderea și închiderea zilei la noi la școală, undeva într-o într școală de țară, în comuna Bezdea, județul Dâmbovița, cu rugăciune și închinare. Vreau să vă spun că am avut marea provocare că participând la ore... Fie la începutul zilei, fie la final, să văd ce poziție voi lua pentru momentul în care toată clasa se va închina. Profesorul era în fața clasei, eu stăteam undeva la perete aici, toți se întorceau cu fața spre mine cumva, își făceau crucea și cineva spunea rugăciune. Și copilul adventist, fiind cu un spirit înalt al închinării, știam că anumite lucruri nu se fac, nu se potrivesc cu crezul nostru. M-am tot gândit ce fac. Stau jos și mă uit la ei cum se întorc spre mine. Eu eram poziționat parcă și foarte, foarte nepotrivit. Dacă eram în partea cealaltă, mi-ar fi fost mai simplu. Toți se întorceau de la mine. Dar așa toți ochii erau îndreptați spre mine. După câteva zile în care n-am știut cum să reacționez, am stat de vorbă cu un frate pastor în vârstă. Frate, ce să fac? Era fratele apostol Chelbegeanu, și am întrebat cum să procedez eu la, în momentul acesta de închinare al clasei mele. Și dânsul mi-a zis, Felix, ei se închină lui Dumnezeu, da. Păi tu, de ce nu te închina cu ei? Uf, cum așa? Și m-am închinat și eu cu ei. M-am ridicat, în semn de respect, și vreau să spun că lucrul acesta a fost șocant pentru colegii mei. Felix se ridică să se închine odată cu noi. Nu m-am îndreptat neapărat într-o direcție specială, ci am luat o atitudine de respect și în câteva ocazii m-au rugat pe mine să rostez rugăciunea. Și le-am spus, dragilor, eu, eu mă rog altfel, dar pe vrem, vrem să auzim. Și am făcut o rugăciune așa cum facem noi, la școala de sabat, la întâlnirile Explo, Licu, Compa, o rugăciune cu ceea ce simțeam. La final au venit la mine și am avut o discuție tare interesantă despre, despre închinare. Păi credeam că tu nu te închini. Dar uite că te închini. Ai avut o rugăciune foarte frumoasă. De unde ai învățat-o? Ai găsit o scrisă undeva? Zic, măi, nu e scrisă undeva. E ceva ce, ce, simți, ce vine. Te rogi pentru ziua care a fost, pentru ore, pentru familii, pentru colegi care lipsesc bolnavi. E extraordinar. Și acela a fost momentul în care eu le-am adresat și eu o întrebare mai ales pentru că erau mai mulți colegi băieți cu care aveam relații foarte bune. Mă băieți, vă vă place să vă închinați? Sau o faceți că domn profesor ne-a ridicat și toți? Am avut parte de răspunsuri diferite. Unii au spus, da, e bine, e bine, că doar așa ești bine cu Dumnezeu, așa îl pe Dumnezeu. Alții mi-au spus, băi, eu n-am chef să mă închin. Uh, unul din ei, mi-am inteles, stătea în partea cealaltă, de unde se întorceau toți și îmi spunea, eu fiind ultimul și în colțul clasei, n-am nicio problemă, unor să stau pe scaun, nu mă vede nimeni. Toți se întorc, eu sunt în spatele tuturor, eu n-am nicio problemă. Și peste ani mi-am adus aminte de aceste momente ale închinării din școala generală. Și am stat să mă gândesc dacă astăzi închinarea voastră la școală mai este ceva actual. Și am stat să mă gândesc dacă închinarea noastră, ca generație, evoluează. Se schimbă ceva? Pentru că uitați-vă ceva tare interesant. Urmărind modul de închinare în comunitatea Brâncoveanu vinerea seară, observ creativitatea pusă în joc. Și e foarte frumos. Vreau să vă spun că e o, un simț personal, este ceea ce cred. Generația actuală are nevoie de o închinare cu inima, cu sufletul și cu mintea. Dacă până acum poate în anumite locuri prin biserici, serviciul divin de vinerea seară poate fi doar o simplă citire a Scripturii, fără nimic altceva care să ți înalțe sufletul. Îmi dau seama că pentru generația tânără avem nevoie să împrospătăm, să dăm o notă de cald aceste închinări. Dar de asemenea am stat și să mă gândesc dacă ar putea fi vreun pericol pentru închinarea mea. Acum, la ani de zile după ce am plecat din școala generală, pastor fiind, în biserica adventistă închinându-mă saba de sabat, aș putea avea vreun pericol atunci când mă închin? Dumneavoastră ați putea avea vreun pericol în închinare? Și am spune, și așa m-am și gândit, câtă vreme noi nu-l avem aici pe Bal, Astartea, alți zei, Marduc, noi nu avem probleme cu genul acesta, noi ne închinăm direct la Dumnezeu. Dar din nou mi-am adus aminte de o altă, o altă întâmplare, era perioada dinainte de a ne căsători eu și soția mea eram student în institut, aveam planificată nunta și până atunci vreau să ne mai facem niște poze speciale, aveam în plan să cumpărăm un aparat foto. Cele mai noi de atunci, cele mai performante ar trece astăzi drept relicve. Dar mi-am inteles că într-o zi în zona oborului am fost abordat de cineva. Nu suntem la capitolul mărturisirii de păcate, dar îmi face bine să vă spun lucrul acesta. Să-ți vând un aparat foto. Am o problemă, îmi trebuie neapărat bani și... Mi l-a prezentat, era exact cam ceea ce căutam eu. Un aparat interesant, performant și cam cât. Un preț de 5-6 ori mai puțin decât ar fi fost în mod normal. Ok, în regulă. Fără alte tratative, probe, am făcut schimbul, i-am dat bani, am luat aparatul și m-am dus la locotnica mea să-i prezint noua achiziție. Când mi-am dat seama că am luat cea mai mare țeapă posibilă ca să vorbesc pe limba poporului. Um, o jucărie care avea lipit o firmă de aparate foto și care nu m-a ajutat cu absolut nimic să fac nici poze din cele mai vechi, al negru, nimic. Și atunci am stat să mă gândesc, ei, Felix, stai două secunde, de ce te-ai păcălit în halul ăsta? Și am ajuns la o concluzie. Știți de ce? Pentru că am luat ceva ce semăna tare mult cu o realitate, cu o valoare, am crezut că aceea este valoarea, am fost dispus să plătesc pentru ea, și am zis, ei, de cum am. Și amintindu-mi această istorie, mulți mi-a stat ca dovadă a incompetenței mele de a ști să cumpăr și să prețuiesc, să valorific obiecte. L-am ținut undeva, deși nu avea nicio valoare, l-am ținut acolo doar să mă învăț minte pe viitor când mai cumperi ceva, Felix, să ții minte, verifică, fii atent să nu te mai păcălești. Știți, noi în fiecare sabat, Venim înaintea lui Dumnezeu cu ceva numit închinare. Este un obiect. Îl aducem Lui și îl dăm Lui. Închinarea este pentru El, ne face bine și nouă, și plecând de aici, după ce ne-am închinat, mai mai încălziți, mai mișcați. Dragii mei, și vă rog, frații mai în vârstă, permiteți-mi să vorbesc pentru generația tânără, pentru că aici simt că se întâmplă ceva. Pe lângă nevoia aceasta frumoasă de, de a avea lucruri noi, frești, Poate apărea și pericolul de a avea o închinare pe care să scriu închinare și să nu fie ceea ce trebuie. Mă tot gândesc prin biserici, pe unde merg, în interacțiuni cu tineri, ce ar trebui să mai facem ca închinarea să fie bună, să fie creativă, să fie sănătoasă, dar efectiv să atingă sufletul unui om. Pentru că vă spun foarte deschis, cred că cel mai mare pericol al unei închinări este formalismul. Am venit, am stat acolo, cineva și-a spus o predică, altcineva a mai înălțat două rugăciuni și la final am plecat de acolo. Asta a fost închinarea? Dacă nu a fost atinsă inima mea, sufletul meu de tânăr, de copil, dacă nu am simțit prezența lui Dumnezeu într-un loc ca acesta. Dragilor, e posibil, e un pericol să fi cumpărat un aparat foto care nu e aparatul foto. Adică închinarea aceea să nu fi fost ceea ce trebuie. Așa că vreau foarte pe scurt să citesc un text biblic, care cel puțin mie îmi face foarte bine. Psalmul 138 este un psalm al sufletului meu. Vreau să citesc primele două versete și ultimul. Te laud din toată inima când laudele tale înaintea Dumnezeilor, pentru că sunt astfel de Dumnezei astăzi, nu vreau să dau exemple, dar sunt mulți Dumnezei care ne pot răpi atenția pe parcursul săptămânii. Mă închin în templul tău cel sfânt și laud numele tău pentru bunătatea și credincioșia ta, că ți s-a mărit faima prin împlinirea făgăduințelor tale, Doamne. Avem pe David care vorbește cu Dumnezeu. Și versetul 8 este ceea ce aș vrea să fie valabil pentru noi, pentru generația tânără, dar mai ales și pentru noi, părinții noștri, pentru dumneavoastră cei mai în vârstă. Domnul va sfârși ce a început pentru mine. Doamne, bunătatea ta ține în veci, nu părăsi lucrarea mâinilor tale. A început Dumnezeu o lucrare cu noi. A început. Ne-a chemat, ne-a învățat cum să ne închinăm. Am toată convingerea că El ne va și sfârși lucrarea pe care a început-o în noi. Foarte pe scurt, vreau să vă prezint patru scene. Patru scene biblice, și voi căuta să fiu cât se poate de telegrafic. În Exod, capitolul 32, avem prima scenă, când am spune că cineva se închină lui Dumnezeu, dar nu se închină cum trebuie. Vă amintiți? Iaron acolo, Moise era plecat pe munte, poporul cere un vițel, dă-ne, dă un vițel ca fă un Dumnezeu al nostru. Și Iaron a făcut lucrul acesta, versetul 5, după ce le-a luat cercei și a făcut acel vițel, voi vă amintiți, la Olimpiadă poate ați învățat, dar nu anul acesta, vreo 2-3 ani în urmă, cred. Spune versetul 5, când a văzut Iaron lucrul acesta, a zidit un altar înaintea lui, înaintea vițelului, și a strigat, mâine va fi o sărbătoare în cinstea Domnului. Mereu m-am întrebat ce a fost cu Aron aici, de ce nu a zis că mâine va fi o sărbătoare în cinstea boului Apis? De ce a zis în cinstea Domnului? Știți de ce? Pentru că el era tributar închinării corecte lui Dumnezeu, dar în același timp a fost dispus să facă un compromis. Și nu poate fi nimic mai ciudat decât un om al lui Dumnezeu care vorbește despre Dumnezeu, care predică despre Dumnezeu și are în față un idol. Vreau să vă spun, prima, primul aparat foto, care nu e aparat foto, prima închinare, care nu este închinare, deși poate să aibă pe ea închinarea aceasta, este o închinare făcută din teamă și care conduce la compromis. Dacă vreți, un compromis în mod special aici al liderilor. E un compromis al meu, dacă vreți, al lui pastor al fraților prezbiteri. Dacă închinarea noastră pe bază de teamă poate să ne ducă la ne închina altfel decât a cerut Dumnezeu, poate fi o închinare, ci nu are pe ea titlul de închinare. Are decât titlul, dar nu este reală. Vreau să vă întreb, să a bucurat Dumnezeu de închinarea aceea? El era pe munte. Închinarea era pentru el, muzica era pentru el, ploconelile erau pentru el. Dar de fapt, nu era ce trebuie. Dragii mei, generația noastră are nevoie să se închine, dar fără compromis. Și mă rog Domnului să ne țină treji pe tot și ce putem face lucrul acesta, ca să păstrăm prospețime, vigoare, dar fără vițel. A doua scenă se întâmplă în Judecător, capitolul 17. Aici, dacă vreți, nu mai vorbim de lideri. Vorbim de un membru oarecare. În Judecător, capitolul 17 este un om pe nume Mica ce își face și el un alt tip de a se închina. Avea pe mama lui, care avea niște sicri de argint, i-a luat, el i-a sustras, mama rostește un blestem, aulă, află că de fapt cel ce i-a furat argintul era fiul ei, hai să întorc blestemul acela și până la urmă face un lucru spiritual dintr-o nelegiuire. Spune că mama... El i-a dat înapoi argintul, mamei argintul, versetul 4 din judecători 17. Mama s-a luat 200 de sicli de argint, a făcut un chip ceoplit și un chip turnat și chipurile au fost duse în casa lui Mico, Mica. Și Mica avea o casă a lui Dumnezeu, era casa lui Dumnezeu acolo. Când el se închina, se închina lui Dumnezeu. În vremea aceea nu era împărat în Israel și fiecare făcea ce îi plăcea. Și într-o zi a venit un om al lui Dumnezeu. Mică a zis, de unde vii? Le-a răspuns, un levit din Betlemul lui, dar mers să-mi o locuință. Rămâi la mine. Sunt -mi fi tată, preot, eu îți voi da 10 sicli de argint pe an, hainele care, de care voi avea nevoie și mijloace pentru a trăi. Levitul a intrat la el și s-a închinat. versetul 13 ce ne spune și Mică a zis, acum știu că Domnul va face bine, fiindcă am pe, ca preot pe levitul acesta. Dragii mei, nu știu dacă v-a făcut plăcere citind istoria aceasta. Pe am îngrozit doar după ce am stat să zăbovesc mai mult asupra ei. De ce? Pentru că un om își construiește un sistem de închinare propriu, e către Dumnezeu. Dar nu este după rânduiala lui Dumnezeu. Iar un astfel de gen de închinare este la fel de neplăcut înaintea lui Dumnezeu. Am stat să văd cât de binecuvântat a fost mica. Nu am găsit niciun alt text biblic care să-mi spună Dumnezeu a privit cu plăcere spre un astfel de închinare. Vreau să vă spun că astăzi, Începe să se poarte o astfel de modă în care fiecare se închină cum îi place. Vrei să stai la tine acasă și să-ți iei pastor pe cine vrei, predicator pe cine vrei? Nu te mai închina la Dumnezeu. Este închinarea confortului, dacă vreți. Vreau să fiu bineînțeles, nu am nicio problemă cu cei ce ne urmăresc de acasă, prin intermediul online-ului, condiții speciale, oamenii au o anumită problemă, probabil. Dar vreau să vă spun că atunci când ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, n-am putea să fim colegul meu din școala generală care stătea în ultimul colț și rostea rugăciunea stând pe scaun, pentru că lui era silă să ridice în picioare. O astfel de formă de, de a ne închina, dragi mei, nu este închinarea plăcută. Și am ajuns la o concluzie. Înaintea lui Dumnezeu. Închinarea este doar cea care ne aduce în prezența Lui. E foarte adevărat, lucrul acesta se poate întâmpla acasă, se poate întâmpla la noi la școală, se poate întâmpla la olimpiadă, se poate întâmpla să mă închinui Dumnezeu într-un tramvai. Eu, cu El, sunt conectat acolo. Dar niciodată nu mi-aș dori ca generația mea să fie recunoscută pentru un gen de închinare a confortului o închinare care să ne liniștească așa frumos într-un hamac, pentru că acea închinare nu mai e îndreptată spre El, ci e îndreptată spre noi. Știți, m-am tot gândit care va fi soluția. Și eu cred că una, o soluție câștigătoare este ceea ce se întâmplă aici, în biserica aceasta. Este o soluție în care oamenii sunt înălțați în prezența lui Dumnezeu, într-un mod creativ. Sănătos. Eu cred că pot apărea și alte pericole în alte părți. De aceea mă rog Domnului ca închinarea să rămână cea în prezența Lui. Știți, am un text biblic. Este singurul care m-a liniștit. În 2 Corinteni, capitolul 10, am soluția. Știți, de multe ori am fost la biserică în copilăria mea, m-am plictisit de moarte uneori nu se mai termina predica. ori frații vorbeau de lucruri pe care nu le înțelegeam. Ce să mă închin eu atunci când frații mei au un gen de a se închina pe care nu-l înțeleg? mi amintesc cu nostalgie de momente de închinare în care serviciul divin consta doar în citirea unor pasaje din mărturii, volumul 5 sau cineva, un frate mai în vârstă, venea la biserică vinerea seara deschidea mărturiile. Eu, copil, fi team acolo. Simțeam că sunt în prezența lui Dumnezeu și trebuie să fiu acolo. Ceva însă nu era cum trebuie. Și știți ce nu era cum trebuie? Eu nu eram acolo. Vreau să vă citesc textul următor, 2 Corinteni, capitolul 10. Versetele 3, 4 și mai ales 5, 5 are soluția. Măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Suntem porniți, avem nevoie de suspans, de... ne uităm la anumite seriale interesante care oh, te țin cu sufletul la cură. Așa ceva nu se întâmplă la o predică? Așa ceva nu se întâmplă într-un serviciu divin de închinare? Dar armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești. Sunt anormale pentru lumea aceasta. Închinarea noastră nu are de-a face cu ceea ce este entertainment, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoașterii lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Și care este secretul unei închinări autentice? Ultimul verset, ultimul, ultima parte a versetului pe care l-am citit acum. Orice gând îl face rob ascultării de Hristos. Iubiții mei, dragi tineri, când cântați, cântați Lui. Când ne bucurăm aici unii de ceilalți, să știți că e pentru El. Când ne-am întâlnit aici în biserică și noi ne bucurăm unii de alții ca familie, gândiți-vă că El se bucură că este Tatăl nostru al tuturor. Și închinarea cea mai frumoasă, cea mai autentică, este cea în care scoatem armele firii pământești și nu le luăm cu noi aici, și rămânem doar noi, gândurile noastre supuse Lui. Vă doresc din suflet să continuați pe drumul acesta frumos și bun pe care ați pornit. Mi-aș dori să văd o generație tânără închinându-se din toată inima Lui Dumnezeu, orice gând supus ascultării Lui Dumnezeu și dincolo de orice să ne fie drag să ne închinăm. Aș vrea să mă întâlnesc cu colegii mei din școala generală, să le spun că între timp închinarea mai evoluat. Să le spun că am început să mă închin și altfel decât o făceam atunci doar, când mă ridicam și rosteam o rugăciune simplă. Să le spun că trecând prin viață am ajuns să-l cunosc altfel pe Dumnezeu și închinarea e ceva atât de plăcut.